Pașa Hasan de George Coșbuc, scrisă probabil sub impresia evenimentelor războiului pentru independență și publicată în revista Vatra în 1894, balada cultă Pașa Hasan evocă un moment important al istoriei noastre naționale, și anume lupta de la Călugăreni din august 1595. Hasan îl zărește pe Mihai în fruntea românilor, făcându-și drum prin mulțimea păgână. Lupta este înverșunată, spaima cuprinde oamenii și animalele, iar Sinan este și el umilit. Văzând situația, deși departe de câmpul de luptă, pașa ordonă trimiterea în lupta tuturor forțelor, dar Mihai ghicește intențiile adversarului său și, însoțit de câțiva oșteni, pleacă spre oastea otomană, în care bagă panică prin faptele sale de vitejie. Acum, Hasan este cuprins de mirare, dar și de teamă, încă nu știe dacă ceea